Ok, bine ați revenit. Următoarea prezentare este despre System Center 2012 Virtual Machine Manager și o să facem o trecere în revistă generală a funcționalităților acestuia. Agenda, în primul rând o să discutăm despre arhitectura lui Virtual Machine Manager, care nu s-a schimbat foarte mult față de versiunile anterioare, doar că au apărut funcționalități suplimentare, în principal pentru a acomoda noile sisteme de operare Windows Server 2012, deci ca și atât ca servere de virtualizare, cât și posibilitatea de a instala SCVMM-ul pe Windows Server 2012 și de asemenea să folosească baza de date SQL Server 2012. Vom discuta partea de planificare, adică ce ne trebuie ca să instalăm SCVMM și o să discutăm cerințele hardware, software și așa mai departe. Și în sfârșit o să discutăm procesul de instalare. Eu am capturat, practic, capturi de ecran în momentul când am configurat serverele, deci vă pot arăta cam cum arată procesul. E relativ simplu, mai ales într-o instalare cu un singur host. Și o să avem și o scurtă demonstrație în care o să vedem ce opțiuni de configurare putem face după instalarea serverelor. Deci, haideți să vedem. În primul rând, funcționalitățile lui Virtual Machine Manager. Le putem împărți în câteva categorii mari. În primul rând, deployment-ul inițial pentru hosturi ne-ar interesa. Pentru că dacă avem de gestionat multe hosturi, multe ar însemna după mine de la vreo 10 în sus. Dar ne-ar fi util o parte de automatizare pe care să putem instala hosturile, să le configurăm, să facem toată partea de provisioning inițială, inclusiv instalarea rolului de Hyper-V, a agentului de SCVMM și atunci ne-ar fi utilă partea asta de gestiune. După care partea de să zicem, deployment de server de SCVM propriu-zis, acum suportă, de fapt de la versiunea 2012 RTM, suportă deployment-ul lui SCVM într-un cluster. Bineînțeles, trebuie să facem, de fapt, două clustere, pentru că unul va fi pentru SCVMM și altul pentru serverul de SQL, care va fi într-un cluster separat. Nu putem să folosim un singur cluster atât pentru SQL cât și pentru serverul de SCVMM. Chestia asta ar fi utilă pentru infrastructuri mari în momentul în care vrem să asigurăm o disponibilitate a serviciilor SCVMM propriu-zise. Ca și upgrade, se poate face upgrade de la versiunile 2008R2, și bineînțeles 2012-2012 SP1 se poate face upgrade in place. Avem suport complet de PowerShell, de fapt SCVMM-ul, consola de SCVMM în spate e bazată pe PowerShell și SCVMM-ul a fost unul dintre acele produse de la Microsoft care a fost gândit de la început cu suport de PowerShell, nu a venit după aia suport separat și din cauza asta tot ce putem face în consolă se poate face și în PowerShell, ba de fapt în PowerShell putem face mai multe decât se poate face în consolă pentru că suportul, să zicem, nativ e oferit prin baza librăriei PowerShell. Probabil că ați observat deja, dacă ați folosit SCVMM, că fiecare wizard, fiecare operație care o facem în consolă, când se termină, are un buton View Script. Și acolo putem copia scriptul PowerShell și să-l folosim pentru a automatiza operațiile respective. În ceea ce privește hosturile de virtualizare, suportă, bineînțeles, Hyper-V, dar și Xen Server și o să discutăm despre hosturi în modulul următor. Și de asemenea VMware, dar nu direct, ci prin intermediul consolei vCenter. Deci, pentru că VMware nu permite instalarea de agenți direct pe serverele SSX. Are suport de management de rețea și o să discutăm, avem un modul separat despre noutățile în partea de management de rețele virtuale. La fel, pentru anumite tipuri de storage poate gestiona storage-ul, respectiv configurări de bază, creare de lunuri, alocare de lunuri, deci prezentarea lunurilor către hosturile Hyper-V. Bineînțeles, trebuie să avem un soi de API în prezent se folosește SMIS, Storage Management Initiative Specification, un protocol care permite conectarea la storage-urile externe și, să zicem, managementul lor, astfel încât după aia să putem face provisioning automat de lunuri direct din SCVMM.
Pentru partea de peciuire de hosturi și a serverului de SCVM propriu-zis, putem folosi un server de VSUS și avem posibilitatea să orchestrăm cum ar veni procesul, adică să mutăm mașinile virtuale de pe un host pe celelalte, să peciuim hostul, să restartăm dacă e cazul și după aia să aducem mașinile virtuale înapoi. Asta pentru a evita întreruperile pentru mașinile care funcționează pe acele hosturi de virtualizare. Există de asemenea două capabilități care pot fi folosite în conjuncție, deci pentru a, în conjuncție cu failover clustering, de fapt, pentru că astea funcționează de obicei atunci când avem clustere gestionate de către SCVM, și anume Dynamic Optimization și Power Management. Dynamic Optimization își propune să balanceze încărcarea între hosturile Hyper-V din cadrul unui cluster, astfel încât dacă avem la un moment dat mașini virtuale care consumă mai mult pe un host, una sau mai multe dintre ele să fie migrate pe alte hosturi ca să echilibreze încărcarea hosturilor din cluster. Bine, în spate folosește Live Migration. Iar Power Management are obiectivul opus, în sensul că dacă avem perioade de timp în care hosturile nu sunt folosite, să consolideze mașinile virtuale pe mai puține hosturi, iar pe restul să le oprească. Deci, cum ar veni în intervale de timp, cum e noaptea când utilizarea e mai scăzută, se poate configura ca să mute mașinile virtuale să le consolideze pe mai puține noduri, iar hosturile care rămân libere să le oprească ca să nu mai consume curent. Deci asta poate fi utilă la data center-urile mari, pentru că se pot face salvări de putere semnificative. Bineînțeles, pentru asta trebuie să avem anumite capabilități pe hosturi. În primul rând, există o funcționalitate de core parking, care e în procesoarele mai nou și care permite oprirea de procesoare individuale. Și mai de asemenea, dacă decidem să oprim tot hostul, să avem funcționalități de out-of-band management, gen IPMI, DCMI, ca să putem să le și pornim după aia dacă avem nevoie, deci nu numai să le oprim. În sfârșit, avem integrare cu monitoring, cu partea de operation manager și cu ajutorul conectorului de PRO, Performance and Resource Optimization. Pe partea de servicii de cloud avem restricții de capacitate, capabilități, o să vedem cum le putem defini, astfel încât când facem deployment de mașini virtuale să testeze dacă hosturile respective au capabilitățile necesare, așa cum sunt cerute de template-ul de mașină virtuală de pe care încercăm să facem deployment. Avem capabilități de delegation și quota. Mai nou există un nou rol de delegated administrator care îmi permite să deleg administrarea unui subset dintre hosturi sau resurse din infrastructura mea de private cloud unor alți administratori. Deci avem administratorul full, dar avem și administratori care se ocupă de anumite componente. O altă chestie nouă este metering-ul, respectiv capabilitatea a fost introdusă mai întâi în Windows Server 2012 ca platformă de virtualizare, să pot măsura resursele ocupate de o mașină virtuală și asta e disponibilă numai în PowerShell, nu e în interfața Hyper-V Manager. Iar în SCVMM am aceste capabilități și le pot folosi mai departe ca să raportez utilizarea. Bineînțeles, aici trebuie să fac o combinație de mai multe sisteme. Voi avea Operation Manager, care face monitorizarea hosturilor. Voi avea asta Virtual Machine Manager, care în momentul în care creez o mașină virtuală face alocarea inițială a resurselor și mai trebuie și un Service Manager și Data Warehouse pentru partea de raportare, pentru că de obicei provisioning-ul se va face ca urmare a unui service request și voi avea după aia feedback din partea lui Operation Manager în momentul în care mașina virtuală ajunge pe host. Iar rapoartele vor fi generate pe baza informațiilor din Data Warehouse, deci colectate de pe hosturi și vor fi agregate în Data Warehouse. Deci asta e o capabilitate introdusă acum la SP1, deci nu exista înainte. În sfârșit, pe partea de servicii avem service templates. Asta în plus față de template-urile de mașini virtuale, un service template, o să discutăm într-un modul mâine,
permite deploymentul la mai multe mașini virtuale simultan, mașini virtuale care fac parte din același serviciu, deci implementează un serviciu. Și de asemenea avem partea de deployment de aplicații, adică împreună cu mașina virtuală să putem face deployment și anumite tipuri de aplicații, web deploy, SQL Server Duck Pack și partea de application virtualization. Și de asemenea mai avem posibilitatea de patch offline pentru anumite tipuri de mașini virtuale cu image-based servicing. Asta înseamnă că montez VHD-urile, aplic update-urile necesare și după aia le demontez și le pun înapoi în library, fără să fie nevoie să le aduc pe un host, să le pornesc și să le patch-uiesc și după aia să le fac shutdown și să le pun înapoi în library. Deci, practic, se poate face montare cu DISM și injectează acolo patch-urile și ce mai e nevoie. Cam asta ar fi o trecere în revistă a capabilităților pe care le oferă SCVMM-ul. Acum, ca arhitectură, este similar cu ce era la 2012 RTM, mai puțin self-service portal. Atenție, aici nu vorbesc de app controller, ci de self-service portalul ăla basic, care era inclus în SCVMM și care era o interfață web foarte simplă cu care puteai să vezi niște mașini virtuale, să le pornești, să te conectezi la ele și cam atâta. Deci ăla a dispărut, sper că nu vă pare rău, deci nu mai este suportat în continuare. Pentru că Microsoft-ul vrea să investească în continuare în zona App Controller și încă și acolo sunt discuții dacă ăla este suficient pentru tot ce ar trebui să facă un portal pentru business users. În rest, arhitectura a rămas cam la fel, adică avem niște hosturi de virtualizare, Hyper-V, Citrix și SAX-uri de la VMware. În particular am spus că nu se pot gestiona SAX-urile direct, ci prin intermediul VMware vCenter, pentru că VMware nu expune API-urile de management pentru SAX-uri direct. Pe urmă, avem un VMM library, cel puțin, și putem instala mai multe pentru a salva acolo template-uri de mașini virtuale, template-uri de servicii, kit-uri ISO și ce mai avem nevoie. Avem un server de vSUS care este folosit pentru patch management, pentru hosturi și serverul de SCVMM propriu-zis. În plus, ăsta acum poate fi și împărțit cu SCCM-ul, fără să se certe. Deci, pentru că până acum era o problemă cine preia controlul asupra vSUS-ului. Da? Oricum, dacă ar fi să o luăm așa, ăsta e un vSUS pentru patch-uit servere, iar la SCCM e un vSUS pentru patch-uit desktop-uri, deci nu se potrivesc la target. Deci bine ar fi totuși să fie separate, dar dacă totuși musa e să folosim același vSUS, putem să-i facem să nu se încerte împreună. SCVMM-ul lasă SCCM să configureze vSUS-ul și el nu se mai amestecă. Avem de asemenea, putem implementa un server de VDS pentru funcționalitatea de bare metal deployment pentru hosturi și o să discutăm mai târziu în detaliu această funcționalitate. Ideea este să provizionezi un host de Hyper-V pornind de la bare metal cu boot din rețea cu PXE-ul și să instalezi sistemul de operare, drivere, rolul de Hyper-V, agentul de SCVMM și să fac toate configurările necesare ca să pot plasa mașini virtuale pe el. Virtual Machine Manager e implementat în tehnologie Web Services și deasupra avem o interfață PowerShell, deci modulul de PowerShell, care este folosit de consolă și, bineînțeles, putem să-l folosim și noi ca să automatizăm tot felul de task-uri. Dacă avem Operation Manager instalat, există acel SCVM Connector, numit și Performance and Resource Optimization, care îmi permite să primesc de la Operation Manager alerte și să pot efectua anumite operații ca răspuns la acele alerte generate de Operation Manager. Cam asta ar fi arhitectura generală de la SCVMM și acum să discutăm câteva noutăți din Service Pack 1. Deci să vedem ce este nou în Service Pack 1 față de versiunea RTM. În primul rând, așa cum am spus, nu mai avem self-service portal în SCVMM. Trebuie să folosim app controller-ul. Deci nu vă pare rău? Sau? Da. De ce? Foloseați chestia asta? Eu nu, dar adică mă rog, ca acum cu cei care foloseau mașinile digitale pe care puneam la dispoziție, o folosesc. Păi puneți app controller. Că oricum, dacă aveți licență de SCVMM, aveți și de app controller. Da, app controller. Deci am
E un alt portal. Da, deci e un portal web cu Silverlight, mă rog, și care o să-l vedem, se instalează separat. Se poate pune chiar pe aceeași mașină, nu e o problemă. Da, seamănă destul de mult cu Azure, cum spune Florin. Deci e o interfață foarte similară. În plus, App Controller, puteți să vă gestionați și subscripțiile de Windows Azure, dacă aveți așa ceva. Adică se poate conecta și la SCVMM și la Windows Azure și le gestionați dintr-o singură interfață. Deci, discutăm. Oricum, o să încercăm mâine să povestim și despre App Controller. Self-service portalul care rămăsese în SCVMM a rămas de pe vremea lui SCVMM 2008 aici și nu s-au mai făcut îmbunătățiri. La un moment dat, Microsoft a încercat să pună un self-service portal 2.0, care era o interfață, el se instala separat, avea bază de date separat, numai că interfața era destul de stufoasă. Deci, ca să faci o mașină virtuală, trebuia să treci pe vreo 5 wizard-uri sau... Așa, deci pentru un utilizator obișnuit era destul de greu de înțeles framework-ul respectiv, că trebuia să subscrii ca un tenant, trebuia să după aia să faci o cerere de resurse, după ce ți se aprobau resursele, puteai să creezi mașini virtuale pe bază de template-uri, deci ca să faci o mașină virtuală trebuia să faci nu știu câți pași. Acum în App Controller e mai simplu. Ai alocate deja niște resurse, o să vedem cum se pot proviziona resurse pentru utilizatorii de business creând un cloud. Și după aia te duci în App Controller, vezi template-urile, right-click, deploy. Deci nu trebuie mai mult. La fel, template-uri de servicii. Right-click, faci niște configurări, deploy. Deci e mult mai simplu de utilizat decât era... Acum, ce-i drept? Și self-service portalul era relativ simplu, dar nu avea izolarea. De exemplu, ce se întâmpla dacă, să zicem, aveam mașini virtuale de la mai mulți utilizatori din departamente diferite, care rulează pe aceeași infrastructură de virtualizare. Trebuia să fiu foarte atent la cum configurez partea de permisiuni ca să nu se amestece unii cu ceilalți. Da, practic era bazat pe un tag numit owner de mașină virtuală. Cine e ownerul? Mă rog, deci ideea este că nu mai avem self-service portal și trebuie să ne acomodăm cu ideea. Deci asta e. Era mai simplu, dar na, lucrurile se mai și schimbă. Asta e. Da, o să-l vedem mai târziu. Și mai nou, chiar și self-service user putem să le dăm acces la consolă. Asta ar fi o a doua opțiune, să le instalăm consola, folosim permisiuni, securitate bazată pe roluri, astfel încât ei să vadă numai ce interesează pe ei. Deci să nu le dăm, să nu vadă infrastructura, să nu vadă Fabric, dar să aibă acces la cloud-ul lor și să poată să facă deployment acolo. Da, trebuie instalat consola, e mai complicat într-adevăr, dar... Chiar într-adevăr, deci din consolă e mai simplu să faci deployment la o mașină virtuală. Deci dacă îi convingem să-și instaleze consola, chiar ar fi ok. Acum, are suport pentru Windows Server 2012, atât ca hosturi de virtualizare, cât și ca sistem de operare pentru serverul de SCVM propriu-zis, adică să-l putem instala pe un Windows Server 2012. Suport pentru mașini virtuale mari, deci cu 1 tera de RAM, VHDX, cluster până la 64 de noduri, management de storage cu SMIS. Deci cam pentru tot ce e în Hyper-V, aproape tot, exceptând replica, avem suportul în consola de SCVMM. Ca și scalabilitate, e gândit să putem gestiona până la 1000 de hosturi și 25.000 de mașini virtuale testate și suportate oficial de Microsoft. Deci cam asta ar fi nivelele de scalabilitate. Și bineînțeles putem gestiona versiunile noi de VMware vSphere, deci versiunea 5.1 și Citrix SenServer 6.0. Deci a fost adăugat suportul pentru astea. La versiunea anterioară era o discuție că nu suporta decât vSphere 4.1, deci nu era la zi. Din punctul de vedere al părții de virtual networking, sunt schimbările cele mai semnificative, deci discutând Service Pack 1 față de versiunea RTM. Respectiv avem suportul de network virtualization, despre care o să discutăm mâine, în care să pot virtualiza rețelele virtuale
ca să zicem așa, adică practic se poate face izolarea rețelelor virtuale folosite de mașinile care vin de la mai mulți utilizatori, de exemplu tenants. Tenants în engleză înseamnă chiriași, cei care subscriu la infrastructura noastră și consumă resurse de pe infrastructura noastră. Și atunci vrem să le facem izolare, inclusiv să le dăm posibilitatea să-și aducă propriile adrese de IP. Adică pe infrastructură noi să folosim niște clase de adrese de IP, subneturi, și după aia peste chestia asta să avem rețele virtuale în care folosim cu totul alte clase de IP și subneturi și să le putem da acces la mașinile virtuale respective folosind acele adrese. Deci asta se folosește prin mecanismul de NVGRE. Inițial au încercat cu IP address rewrite. Asta a fost cel puțin în versiunea beta CTP de SCVMM și după aia au adoptat standardul NVGRE în care Microsoft este membru la Internet Working Group, deci și chiar au contribuit la standard. Deci împreună cu alți vendori care se ocupă cu partea asta de networking, au contribuit la acest standard și care ne permite de fapt să virtualizăm rețelele virtuale, dacă îmi permite să zic așa, adică să putem găzdui pe aceleași hosturi rețele virtuale cu subneturi și inclusiv să dăm la mașini virtuale care rulează pe același host aceeași adresă de IP, fără ca să se certe între ele. Da? Pentru că ele vor fi izolate din punct de vedere al rețelelor virtuale. Mă rog, poate că o să devină un pic mai clar mâine. Eu încă mai studiez la această temă, deci e un concept, să zicem, mai nou. Și o să vedem. Nu, e puțin mai mult. Practic, deci dacă vrem să facem chestia asta, este destul de consistent. O să vedem mâine dimineață, în esență, față de Logical Network, care era conceptul care exista deja și care era folosit pentru a modela infrastructura de rețea existentă, fizică. Respectiv puteam să specific ce subneturi, ce VLAN ID-uri sunt folosite în infrastructura fizică. Avem acum un nivel superior care ar veni VM Network. Da? Și VM Network modelează rețelele mașinilor virtuale și se face o translatare între adresele de IP customer address, care sunt folosite de mașinile virtuale, și provider address, care sunt folosite de către hosturile de Hyper-V. Și se face translatarea adreselor. Deci când trebuie o mașină de pe hostul 1 să comunice cu o mașină de pe hostul 2, dar folosind alte adrese de IP, se folosește NVGRE-ul pentru a face translatarea de fapt să face un fel de împachetare. Deci exact cum se face la un VPN, de exemplu. Da. De unde? Și pe postul respectiv am, de fapt, două adrese de IP? Adrese de IP, sau aceeași adrese de IP pe două posturi, două adrese totale diferite. Tenants da. Diferite, da? Din afară, când mă conectez și ajung la post, prima dată, Bună întrebare. Deci cum se conectează userii din afară dacă folosesc aceeași adresă de IP? Există un device numit gateway. Deci, practic, trebuie instalat în fața fermei de Hyper-V un astfel de device, că există, de exemplu, Cisco NX1000 sau cum se numește, care exact asta face. Permite conexiuni de la distanță cu VPN-uri și după aia fiecare este rutat către rețeaua, deci VM Network cu corespunzător, astfel încât să nu se certe unii cu alții. Dacă oferiți servicii hosted către clienți externi, da. Dar altfel, nu. Deci, discutăm, s-ar putea să nu aveți nevoie de VM Networks. Deci, mâine dimineață avem un întreg modul pe tema asta. Deci, și în plus, mai avem suportul pentru Logical Switch. Deci, am avut Logical Network, dar acum avem și conceptul de Logical Switch sau Extensible Virtual Switch, care permite definirea de setări consistente pe mai multe hosturi din punctul de vedere al conexiunilor la plăcile de rețea fizice, adică uplink ports, și aici putem configura timing, putem configura bandwidth, nu, asta bandwidth-ul este la virtual ports, mă scuzați. Deci putem configura setări consistente pentru plăcile de rețea de pe hosturi. Și de asemenea, tot la virtual switch,
avem suportul pentru a configura diverse tipuri de virtual ports, respectiv pentru mașinile virtuale, pe care putem pune limitări de bandwidth, putem configura filtrare, deci avem mai multe capabilități de genul ăsta. Deci, încă o dată, e interesant și o să avem un modul întreg dedicat pe tema asta, deci n-aș vrea să insist acum, că era numai o trecere în revistă, așa ce e nou. Oricum, asta e o chestie destul de consistentă. Da, ideea de bază este virtualizarea rețelei. Deci cum avem virtualizarea sistemelor de operare pe un host de Hyper-V, rulăm mai multe sisteme de operare în mașini virtuale. La fel aici, pe aceeași infrastructură fizică, pe o rețea fizică, rulăm mai multe rețele virtuale. Da? Și fără să ne certăm. Deci cam asta ar fi. Să puteau folosi și VLAN-uri, numai că VLAN-urile au următorul dezavantaj. Trebuie să configurezi switch-uri și rutere. Deci în momentul... Și VLAN-urile sunt o formă de virtualizare a networking-ului, adică pe aceeași infrastructură fizică să poți avea mai multe VLAN-uri. Nu? Deci Da? Dar necesită faptul că trebuie să ai un switch sau un router extern pe care stai să configurezi VLAN-uri, switch-urile în general. Deci, Bine, interesant e exact chestia asta, că la aceeași adresă de IP, acolo... Da, acolo n-ar mai fi ieșit. Deci acolo era imposibil să facem cu VLAN-uri. Bun. În ceea ce privește storage-ul, avem suport pentru SMB3.0 File Share. Asta acomodează scenariile de Share Nothing Live Migration și Storage Migration. De fapt, VMM înțelege aceste capabilități și le poate gestiona în momentul când configurăm acest lucru pe hosturi. De asemenea, în ceea ce privește managementul storage-ului, se trece pe modelul SMIS, Storage Management Initiative Specification, în care iarăși Microsoft este membru, deci este de la SNIA, o organizație care se ocupă cu standardizarea managementului pentru storage-uri și în care participă iarăși mulți vendori, inclusiv Microsoft-ul, și ei se întâlnesc periodic și tot discută cum să facă managementul storage-ului compatibil. Adică, până acum, fiecare vendor își făcea propriile interfețe de management și nu se înțelegeau între ei. Și acum se strâng la masă și discută cum ar putea fi interoperabili. Adică să putem, de exemplu, în scenariul ăsta, din SCVMM, să configurăm storage-uri de la diversi furnizori. Și există o listă de storage-uri care sunt suportate, iarăși o să discutăm mâine, care suportă acest standard SMIS și cu ajutorul căruia ne putem conecta la storage-uri, putem interoga configurația, putem crea LUN-uri și putem după aia să le prezentăm către mașinile virtuale care le creăm pe sau către hosturi, ca să putem crea mașini virtuale. Nu mai este suportat acel Microsoft Storage Management Service VDS care era la versiunile anterioare, deci în viitor o să meargă pe acest SMIS. O capabilitate interesantă este Thin Provisioning pentru LUN-uri prin VMM. Thin Provisioning este suportat de unele tipuri de storage, astfel încât chiar dacă tu, de exemplu, aloci un LUN care, să zici, ok, are 100 de giga sau 1 tera, el să provizioneze pe măsură ce scrii în el. Este similar cu conceptul de disk dinamic, dar similar ca disk dinamic la raportat la mașina virtuală. Dar în cazul ăsta este implementat de anumite tipuri de storage-uri și atunci dacă storage-ul suportă acest lucru, se poate face thin provisioning. SMIS provider pentru Microsoft iSCSI Target, eu chiar l-am folosit pe ăsta în demonstrații, o să vedeți mâine, respectiv putem gestiona iSCSI target-ul, care l-am configurat aici pe un host, din SCVMM am instalat providerul SMIS pentru iSCSI target și pot să văd volumele, pot să creez volume, deci a fost publicat acest SMIS provider. Și de asemenea suport pentru anumite facilități oferite de anumite tipuri de storage, de exemplu auto iSCSI target systems, deci cum ar veni cel de la Dell Ecologic. Alte capabilități în ceea ce privește partea de virtual machine templates și service templates. Cei care ați lucrat cu SCVM știți că puteați face deployment la SQL ca parte a unui template de servicii. Adică dacă vroiați să faceți provisioning la o mașină virtuală care să conțină și SQL-ul, puteați configura așa zisul SQL Server Profile, îl includeați într-un template de servicii și făceați deployment și la sistemul de operare și la roluri și servicii și
la SQL-ul propriu-zis. Acum avem suport pentru SQL Server 2012, deci ultima versiune. De asemenea, la partea de application profile, tot așa ca să facem deployment la aplicații împreună cu sistemul de operare, avem suport pentru ultimele versiuni de web deploy, pentru deploymentul de aplicații web peste IIS, data tier application framework numit DAC. Nu corespunde acronimul, asta e, mă rog, nu trebuie să întrebăm pe Microsoft de ce. Deci Data Tier Application se prescurtează DAC și permite deployment-ul de, pe o instalare de SQL existentă, să facem, să putem crea baze de date, să putem crea diverse obiecte în SQL, astfel încât să putem face provisioning-ul pentru partea de data tier pentru aplicații. Adică dacă vrem să facem o mașină virtuală cu SQL Server și după aia să provizionăm și niște baze de date, vom folosi acest DAC package pentru ele. Și în sfârșit, Server AppV este suportată ultima versiune. Deci să putem rula aplicații virtualizate în interiorul mașinilor virtuale la care le facem deployment. Și iarăși o chestie nouă, a povestit și tu de puțin mai devreme, cred, template-uri pentru mașini virtuale Linux. Adică până acum nu era suportat în VMM să ai template de mașină virtuală Linux, era numai pentru Windows. Acum poți să faci un template de... Se putea face, deci nu era o problemă, dar acum este oficial suportat ca template. Deci poți să faci un template de Linux și să... faci deployment la mașini cu sisteme de operare Linux. De asemenea, suportul pentru discuri VHDX este inclus în template-urile de mașini virtuale. Cam asta ar fi o scurtă trecere în revista funcționalităților din SCVM 2012 SP1. Acum să vedem ce ne trebuie ca să-l instalăm. Deci o scurtă discuție despre cerințele hardware, software, cum folosim, ce ne trebuie pentru consolă, ce tipuri de hosturi de Hyper-V pot fi gestionate și așa mai departe. Hai să vedem. Deci în ceea ce privește cerințele hardware, nu ne trebuie foarte mult. Deci dacă vrem să gestionăm până la 150 de hosturi, vedeți că ne trebuie, mă rog, dual procesor, 4 GB de RAM, 40 de GB spațiu liber dacă nu punem baza de date pe aceeași mașină, o punem separat, și 150 de GB dacă punem baza de date pe aceeași mașină. Chestiile astea sunt destul de mult exagerate, pentru că mai ales la un deployment mai mic de, eu știu, 10-20 de hosturi, baza de date nu va crește foarte mult. În plus, trebuie să alocăm spațiu pentru VMM Library, pentru că acolo vor fi template-uri, deci acolo va fi încărcarea cea mai serioasă. Să punem întrebarea, ok, putem să facem, să punem să CVM în mașina virtuală? Da, și cel puțin într-o infrastructură din astea mai mici, e o idee bună să-l punem chiar în mașina virtuală și mai ales cu baza de date pe aceeași mașină. Pentru că după mine, scenariul cu SQL separat, și am tot discutat asta la alte cursuri, adaugă, să zicem, probleme în plus. Respectiv, SCVM-ul comunică mult mai bine cu SQL-ul când e instalat pe mașina locală, prin memorie, cu namepipes, decât dacă ar comunica cu o altă mașină prin rețea și trebuie să configurăm conturi de servicii și mai avem întârzieri legate de partea de acces în rețea. Deci, după mine, cel puțin pentru instalări mici, când nu avem nevoie de cluster, se pretează mult mai bine să punem SQL-ul în, pe aceeași mașină cu SCVM-ul. Deci, și chiar instalarea e mai simplă. Dacă vrem să gestionăm mai mult de 150 de hosturi, vedeți aici, recomandările cresc corespunzător, dar nu foarte mult. Deci, nu e chiar așa o cerință extraordinară. Asta numai pentru serverul de SCVMM propriu-zis. Nu discutăm aici library-ul sau alte funcționalități. În ceea ce privește cerințele software, trebuie să avem un sistem de operare care la SCVM 2012 RTM recomandat era Windows Server 2008 R2 cu SP1. La SCVM 2012 SP1 e recomandat să avem ultima versiune, adică Windows Server 2012. Ba chiar auzisem o bârfă, nu știu dacă e adevărat, că nici nu mai merge pe versiunea anterioară. Da. Deci, practic, trebuie să avem Windows Server 2012. Trebuie să avem Windows Remote Management activat, iar și librăria corespunzătoare de .NET Framework. Pentru Windows Server 2012 vom instala .NET Framework 4 sau 4.5. Da.
De asemenea, pentru a face provisioning bare metal deployment la hosturi, folosind un server de VDS, trebuie să instalăm VADK-ul, pentru că așa se numește mai nou VAIC-ul. Deci acesta include câteva tool-uri necesare pentru provisioning, cum ar fi DISM, ca să putem monta VHD-uri, și partea de Windows PE, deci care este o versiune light de Windows folosită la deployment-ul bare metal. În ceea ce privește serverul de SQL, nu mai este suportat versiunea SQL Server 2008 normal, deci nu R2. Deci, practic, la 2012 SP1 putem instala numai pe SQL Server 2008 R2 cu Service Pack 1 sau Service Pack 2 și SQL Server 2012. Și, în sfârșit, trebuie să avem versiunea corespunzătoare de PowerShell. În ceea ce privește consola, consola poate fi instalată pe sisteme de operare, vedeți aici coloana din dreapta, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 cu SP1 preferabil și Windows Server 2012. Și din nou trebuie să avem PowerShell și .NET Framework. Iar ca și cerințe hardware nu sunt foarte mari, depinde iarăși numărul de hosturi gestionate, dar gândindu-ne că asta e partea de consolă, de fapt sunt cerințe la numărul de itemuri care sunt afișate, de fapt, în consola respectivă, că de aici ar veni oarecum limitările. În ceea ce privește hosturile de tip Hyper-V care pot fi gestionate, sus avem versiunea RTM și vedeți că putea gestiona hosturi cu Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, inclusiv Server Core, dar și versiunea standalone de Hyper-V, Windows Server 2008 R2. Acum, în SP1, nu mai avem suportul pentru 2008 RTM. Deci nu mai sunt suportate hosturi de virtualizare Windows Server 2008 RTM, ci numai R2 și cu varianta Core, Hyper-V Server, tot așa R2, Windows Server 2012, iarăși full sau Core, și Hyper-V Windows Server 2012. Deci astea sunt versiunile suportate în SP1. Ca și cerințe suplimentare, ne ar putea veni ideea să activăm Dynamic Memory pentru, dacă instalăm SCVMM-ul în mașină virtuală, să activăm Dynamic Memory pentru mașina aia virtuală. Și atunci recomandarea este să alocăm startup RAM minimum 2048. Deci chiar să nu încercăm să îi punem mai puțin de la început, că nu o să pornească corespunzător. Simptomul tipic este că nu pornesc serviciile. Da, deci asta se poate întâmpla și eu am pățit în scenariul ăsta cu mașini virtuale. Dacă vrem să instalăm SCVMM-ul în cluster, respectiv ne va trebui două hosturi legate în cluster pentru serverul de SCVMM și încă două hosturi, tot așa legate în cluster, pentru baza de date. Deci în total vreo 4 hosturi. Și întrebarea ar fi dacă le putem pune mașini virtuale. Da, cu condiția ca nodurile de cluster să fie pe servere fizice diferite, că altfel dacă punem 4 servere în cluster, mă rog, 2 și 2, și le punem pe un singur server fizic, nu mai facem mare lucru cu clusterul ăla, deci mai tare ne complicăm. Bun, după care, dacă vrem să facem bare metal deployment pentru hosturi de Hyper-V, este bine să avem și un Windows Deployment Services. Iar dacă vrem să facem patch management pentru hosturile de Hyper-V, pentru library server, pentru VMM management server și pentru PXS servers, trebuie să avem un VSUS instalat pe undeva. Iarăși VSUS-ul ar putea fi chiar pe aceeași mașină cu SCVMM-ul, dacă e musai. Numai că trebuie să punem porturile 8530, deci alt port decât portul 80. După mine, dacă aveți peste 100 de hosturi sau ceva de genul ăsta. Adică ideea este că nu suportați o întrerupere de, nu știu, cât vă ia ca să recuperați mașina aia de pe backup. Că să zicem că s-a bușit
Și o oră nu aveți acces că se face recuperare. Și atunci userii se supără că nu poate să facă mașini virtuale. Asta nu înseamnă că afectează hosturile, pentru că mașinile virtuale care sunt pornite acolo merg, deci nicio problemă. Doar că ei nu o să mai poată să mai creeze mașini virtuale noi și eventual, depinzând de configurație, nu o să mai poată conecta la alea existente. Depinde cu ce se conectează. Dacă se conectează, de exemplu, cu App Controller, managementul se face, de fapt, prin SCVMM și dacă SCVMM-ul nu e disponibil, nici ei nu poate să aibă acces la mașinile virtuale. Da. Da, aici era un comentariu că e mai bine cu un Hyper-V replica sau o configurație VDI cu Remote Desktop Connection Broker, cu Remote Desktop Gateway și atunci ei se conectează direct la hosturi și nu ne mai deranjează cu SCVMM-ul. Deci asta ar putea fi o soluție, ca să nu fie cerințe așa de stricte de high availability pentru SCVMM, că ăsta e totuși un tool de management, nu e neapărat. Dacă vrem să facem un private cloud mare așa și să asigurăm acces partajat pentru furnizori externi, atunci poate că s-ar justifica să facem cluster de SCVMM. Ok, aici vedeți un scurt grafic în care vedeți tipurile de comunicații dintre serviciile de SCVMM, deci engine-ul care e aici în centru, și diversele alte componente. Evident că la baza de date se folosește interfața ADO.NET, portul 1433. În rest, celelalte se folosește intensiv Windows Remote Management, WinRM, care este de fapt și serviciu de default pe care se face managementul tuturor serverilor Windows. Mai nou el era disponibil și în 2008R2, dar în 2012 chiar toate consolele de management din inclusiv Server Manager merg peste WinRM, nu peste RPC-uri. Deci asta e o schimbare fundamentală la serverul Windows. Și atunci practic trebuie să meargă WinRM-ul peste tot. Deci să avem configurat WinRM, serviciul să pornească automat, WinRM Quick Config și după aia SCVM-ul poate gestiona hosturile, dar și eventuale mașini virtuale. Așa. Consola se conectează folosind Windows Communication Foundation pe portul 8100. Deci ăsta e portul default. Când vă legați cu consola, de fapt e o conexiune HTTP acolo, doar că e pe alt port. Deci nu e 80. Și mai ales dacă agentul vrea să, de exemplu, să facă deployment pentru bare metal din library, dacă agentul vrea să facă deployment la o mașină virtuală pornind de la un template din library, se folosește și Bits, deci pentru a accesa librăria. Cam asta ar fi, în general, lista de protocoale folosite pentru comunicații. WinRM e de bază și ăsta poate funcționa pe, deci e un port dedicat pentru WinRM, dar el de fapt funcționează peste protocol HTTP acolo. Deci este un protocol bazat pe HTTP. Ok, acum despre partea de instalare. Cerințele preliminare, așa cum am spus, dacă vrem să instalăm, de exemplu, pe o singură mașină, Windows Server 2012, .NET Framework, PowerShell 3.0, dacă vrem să facem, de fapt asta e prerechizit, oricum, Windows Assessment and Deployment Kit, VADK-ul pentru Windows 8, trebuie să activăm WinRM, atât pe hostul pe care facem instalarea, cât și pe hosturile de Hyper-V pe care vrem să le gestionăm. O chestiune interesantă. Numele serverului pe care facem instalarea nu poate să conțină sintagma minus SCVMM minus. De exemplu, KJ minus SCVMM minus server nu e suportat. În schimb, putem să-i zicem pur și simplu SCVMM, deci asta nu ne deranjează. Cred că e o chestie pe acolo prin baza de date. Deci, așa. În plus, nu ne mai trebuie IIS, pentru că nu mai avem self-service portal. Deci s-a mai simplificat ceva. Ca asta mă uitam ieri, când mă uitam în configurare, zic că ăsta nu are IIS, deci nu îi mai trebuie. Ok. Acum, să trecem în revistă foarte repede procesul de instalare. Începem cu SQL-ul, am făcut niște capturi de ecran. Începem cu o verificare de setup support rules. Astea au trecut cu succes. Să verifică dacă se poate instala SQL-ul. Aici s-a folosit versiunea de evaluare. Bineînțeles, în producție va trebui să punem o versiune full. Nu mai putem folosi versiunea express, dacă asta era o întrebare.
Deci numai standard sau enterprise după caz. Deci enterprise doar dacă vrem cluster. Trebuie să fim de acord cu termenii de licență. Aici specificăm instance ID. În cazul ăsta a fost o versiune sysprepuită de SQL, adică depersonalizată. Eu aici, în particular, am folosit versiunea de evaluare EvalVHD-ul pentru SCVMM, care se găsește pentru download pe site-ul Microsoft, și era sysprepuit SQL-ul ca să nu mai pierdem timpul. După care specificăm ce features trebuie instalate, trebuie doar Database Engine Service, da? Pentru că nu folosim niciuna dintre celelalte. Am ales aici default instance, așa, și după care am, aici erau preconfigurate conturile de servicii. În general, dacă este pe aceeași mașină, merge cu local system. Deci nu trebuie să faceți conturi speciale de servicii. Conturile de servicii sunt necesare dacă vrem să avem SQL-ul pe o mașină separată de SCVMM. Și atunci ne trebuie să ne conectăm prin rețea. Local system nu merge decât pe mașina locală. În sfârșit, trebuie să adăugăm un cont de administrator local, un cont de administrator pentru serverul de SQL, care să fie server administrator și DB owner pe toate bazele de date. Asta ca după aia, când instalăm SCVMM-ul, să putem crea bazele de date corespunzătoare. În mod normal, dacă folosiți un cont de domeniu, ăsta va deveni, este add current user și va deveni administrator pe instanța de SQL. În sfârșit, error reporting nu trimitem. Verificăm iarăși că totul a fost validat cu succes și începem instalarea. După care vedeți că a decurs instalarea cu succes. Bun, deci asta a fost cu SQL-ul, deci nu sunt necesare configurări speciale, nu ne trebuie collation special cum e la Service Manager, deci practic orice instalare standard de SQL funcționează. Acum, instalarea de SCVMM începe iarăși cu înregistrarea produsului, deci am trecut acolo datele, după care iarăși suntem de acord cu termenii de licență. Nu participăm la Customer Experience Improvement Program. Asta ar însemna, aici fiind în mașină virtuală, nici n-aveam cum, că nu aveam conexiune la internet. Dar asta înseamnă că trimitem informații anonime la Microsoft ca ei să le analizeze și să-și dea seama cum funcționează produsul lor în producție. Deci asta depinde dacă vrem sau nu. La fel, pentru Microsoft Update, este destul de tricky să punem asta pe ON, pentru că nu mai putem controla după aia ce patch-uri se aplică și ne putem trezi cu un patch care să vină și să ne strice configurația. S-a mai întâmplat. Și atunci mai bine îl punem pe OFF și instalăm un server de vsus separat și folosim baseline-uri, adică după ce testăm noi că merge, după aia practic adăugăm la baseline și se instalează patch-ul respectiv, atât pe hostul de SCVM, cât și pe hosturile de virtualizare. Deci e bine să testăm. Într-o mașină virtuală pe un laptop, cum am făcut eu aici. Într-adevăr, înseamnă că trebuie să-ți mai aloci cel puțin un server fizic, că practic pui SCVM o mașină virtuală, dar un host fizic îți trebuie, deci ca să poți să-l gestionezi cu el. Nu știu, dacă aveți un server pe acolo uitat, îl faceți mediu de test de SCVM ca să... Da, deci sunt unele chestii care nu le descoperi decât în producție, într-adevăr, deci nu ai cum 100%. Aici, în cazul ăsta, deci am selectat cine e numele serverului, asta era automat, și după aia instanța de SQL care a fost instalată anterior și să creezi o nouă bază de date, deci astea au fost setările implicite. În sfârșit, dacă să folosească un cont de servicii local sau din domeniu, fiind pe aceeași mașină, n-avea rost să, și fiind oricum în scopuri de evaluare, n-avea rost să facem conturi de servicii separate, dar dacă planificați o instalare distribuită, adică server de SCVMM, după aia separat library, separat, eu știu, VDS și VSUS, e bine să puneți cont de domeniu, cont de servicii, ca să poată să fie recunoscut pe toate serverele. O chestie utilă în momentul în care instalați în cluster este așa zisul distributed key management, care permite salvarea
cheilor de încriptare pentru acces la baza de date în Active Directory, într-un container special, astfel încât fiecare dintre nodurile pe care rulează SCVMM-ul să aibă acces la aceste informații și să poată accesa baza de date. Chestia asta este similară cu ce se mai face acum la SCOM, deci la SCOM 2012, dacă înțeleg eu bine. În sfârșit, trebuie să avem cel puțin un library share. Library-ul este chiar un share, deci în Windows, și care va fi controlat de către SCVMM. SCVMM-ul va publica acolo template-uri de mașini virtuale, template-uri de servicii, ISO, kit-uri, drivere și alte chestii care să ajute la deployment-uri. Putem pune un library share pe serverul de SCVMM și de asemenea putem instala și altele adiționale pe alte servere din rețea, dacă avem nevoie din asta de scalabilitate. În sfârșit, sumar, vedeți portul de comunicare cu consola, 8100, portul de comunicare către agenți și hosturi, 5985, file transferuri pe 443 cu SSL și plus altele pentru configurare cu VDS-ul, cu Windows PE agent și Windows PE for time synchronization. Deci cam astea ar fi comunicațiile care s-ar putea face. Da, deci apreciez să știu unde mă aleg consola, pentru că după aia, după ce instalez CVMM-ul, primul pas este să mă coleg la consolă. Și uitați, acolo localhost 8100, deci... ar fi trebuit să pun și consola aici, deci... Într-adevăr, practic în situația asta a pus consola automat pe serverul de SCVM, dar dacă vreau pe o stație, trebuie să mă duc și să instalez consola acolo. Bun. Și dacă totul s-a desfășurat cu succes, avem acces în consolă la serverul de SCVM. Și asta a fost instalarea. Și acum trebuie să avem să ne legăm la serverul pe bune, care este aici. Deci, practic aici puteți vedea cele două hosturi și încă mai funcționează conexiunea, deci e bine. Respectiv pot să văd aici proprietățile hosturilor, de exemplu. Și să vedem informații despre ele. Ăsta este nodul chiar pe care ne aflăm. Este în domeniul Trusted, informații sumare despre versiunea de sistem de operare. După aia, la status, vedeți aici că avem informații despre starea diverselor componente, inclusiv a agentului și a rolului de Hyper-V. La partea de hardware, aici a inventariat configurația hostului din punct de vedere procesor și aici puteți regăsi setările care le-am văzut mai devreme în Hyper-V Manager la setările Hyper-V Settings. La memorie, câtă memorie instalată. Aici la Graphics Processing Unit nu avem nimic pentru că nu avem suportul de GPU cu Hardware Acceleration. Storage-ul care a fost enumerat de pe host și dacă este disponibil pentru placement de mașini virtuale. În momentul ăsta pe host avem discul C și mai avem un disc mai mult storage care vedeți că încă nu are drive letter pentru că ăsta e la oferit pe iSCSI. Da, și care încă n-a fost alocat. La placa de rețea, folosită pentru placement și BIFA Use by Management, adică allow the host operating system to share this net, to access this network adapter, setarea era din Hyper-V. Și aici, Logical Network. Aici vedeți că puteți spune care dintre rețelele logice care sunt definite în SCVMM vor fi făcute binding la acest network adapter. Deci puteți să selectați individual și setările astea se vor aplica după aia pe host. În sfârșit, CD-ROM și Baseboard Management Controller, care înseamnă că dacă avem un server care are controller, de exemplu IPMI sau SMASH, astea ar fi protocoalele suportate, poate fi făcut management out of band, care înseamnă că poate să-i facă, să-l buteze dacă e oprit, sau pentru PXE, în momentul când vreau să instalez ceva sistem de operare, poate să-l pornească remote. Și aici trebuie să-i spun adresa și portul pentru serverul, pentru baseboard management controller.
Și în sfârșit aici ar mai fi logurile. Acum, pentru host access, vedeți că hostul este disponibil pentru placement. Remote connectivity port e 2179. Aici e diferit față de ce spunea în fereastra de... Eu de portul ăsta știam, nu de ăla care era în ultimul ecran de la Wizard. Deci eu știam de 2179 că este pentru management. Virtual Machine Paths. Aici vedeți o listă sumară cu mașinile virtuale care există pe host. Și puteți adăuga Virtual Machine Paths, respectiv căile locale pe disc în care vor fi plasate mașinile virtuale noi create pe acest host. Mai ales dacă folosim cluster și avem cluster share volume, trebuie să-i dau ce cluster storage volume 1 sau cât o fi acolo. O chestie interesantă, host reserve, care îmi permite să setez rezerve de resurse pe host, având în vedere că atunci când plasez mașini virtuale pe host, mai trebuie să las ceva și la parent partition, respectiv să n-ajung în situația în care parent partition nu poate funcționa pentru că sunt prea multe mașini virtuale care consumă toate resursele, mai ales dacă am dynamic memory și alte setări. Și atunci pot rezerva resurse pentru parent partition, astfel încât ăsta, sistemul de operare gazdă de pe host să aibă întotdeauna acces la resurse. Chestia asta e făcută de către agentul de SCVMM pe hostul respectiv, deci când pun această bifă. La partea de storage pot vedea enumerate discurile care sunt conectate la hostul respectiv. În momentul ăsta le am pe toate cele create, vedeți inclusiv cele trei virtual discuri de 100 de giga și care sunt de pe un iSCSI target, de fapt. Da? Ele apar aici la disc și nu la iSCSI array, asta dacă aș fi avut un controller dedicat pentru iSCSI în configurație sau Fiber Channel Array sau SAS Array. La fel pentru file share-uri, dacă foloseam file share-ul pentru stocat mașini virtuale. Virtual switches, aici vedeți că a preluat setările de la rețeaua configurată pe hostul de Hyper-V, respectiv external network, și pot crea de asemenea un nou virtual switch. O să discutăm mâine despre cum se face chestia asta și mai ales în mod centralizat. În rest, setările tipice de external pot să zic VLAN. VLAN 0 înseamnă că de fapt nu e definit, deci astea se regăseau și înainte. Setări de migration, iarăși pot controla pentru live migration, incoming, outgoing. Setări de placement, în momentul în care creez noi mașini pe acest host unde să fie plasate implicit. Servicing windows, în care intervale de mentenanță. Asta înseamnă că în acele intervale hostul este indisponibil pentru placement și nu pot crea mașini virtuale pe el. Și alte proprietăți custom care iarăși le pot folosi în momentul când fac placement, pot ține cont de anumite condiții. De exemplu, să zic numai serverele care au un anumit tag aici, custom property, să fie disponibile pentru placement. Asta ar fi pe partea de hosturi, după aia avem partea de library server, care este chiar serverul de SCVMM și vedeți că este disponibil. Nu e mare lucru de configurat, practic pot să specific de pe ce rețele de mașini virtuale el este accesibil, adică în momentul în care vreau să fac deployment de mașini virtuale pornind de la template. Pe XS server nu am pus, deci nu avem nici update server, nici vCenter server. În schimb am, bineînțeles, un VMM server și dacă mă uit aici iarăși la proprietăți, ne spune numele și versiunea. Deci asta e tot ce ne spune. Acum, la partea de networking, nici nu o să încerc să intru foarte mult în detalii pentru că avem un modul dedicat, dar vedeți că avem aici o external network care a fost preluat de pe hosturi și mai avem o rețea corporate în care are și un IP pool. Deci astea sunt logical network. Mai avem de asemenea MAC address pool, care conține pool-uri de adrese MAC care să fie alocate la mașinile virtuale când sunt create. Pot configura load balancere ca să fac balansarea cererilor care vin din exterior către mașinile virtuale și le pot lega într-un load balancer. Dacă am nevoie de load balancer, ne mai trebuie și un virtual IP template, care înseamnă că pot configura o adresă virtuală la care să răspundă mai multe mașini virtuale. Și
În continuare, aici este partea de funcționalități noi. Deci ce am discutat până acum erau și înainte, în 2012 RTM, dar acum avem Switch Extensions Manager. Nu avem deocamdată extensii instalate. Asta ar fi, de exemplu, device-uri sau componente care să fie activate pe hosturile de Hyper-V pentru scanare de trafic, pentru metering, pentru diverse tipuri de activități și pentru asta se înregistrează extensii la Virtual Switch și astea se vor aplica centralizat din SCVMM. Pentru unele extensii poate fi necesară instalarea unor aplicații pe hosturi, cum ar fi MSI-uri și atunci SCVMM-ul poate prelua MSI-ul care a fost furnizat de producător și să-i facă el deployment pe hosturi ca să avem extensiile instalate. La Logical Switches, iarăși o să discutăm mâine, este partea în care vom configura niște template-uri care să se aplice la plăcile de rețea, atât cele fizice, deci cum ar veni plăcile fizice de pe hosturi, dar și la plăcile de rețea virtuale, deci virtual adapters din mașinile virtuale. Și aici putem configura o serie de setări în care putem folosi capabilitățile oferite de port profiles. De exemplu, pentru partea de host management, dacă ne uităm aici la proprietăți, vedeți că avem setări de offload, avem setări de security, avem setări de bandwidth, deci astea se vor aplica centralizat pentru partea de plăci de rețea folosite de hosturi. Și de asemenea mai avem, deci este nativ Virtual Adapter Post Profile, pentru mașinile virtuale. Mai avem nativ Uplink Port Profile, în care putem aplica parte de configurații de rețea la care acesta este conectat. Și vedeți că este folosit Hyper-V port și este switch independent, respectiv nu se face, dacă se folosește teaming, se folosește modul switch independent. Avem și modul ACP pentru dacă suportă switch-ul extern. Și de asemenea mai avem clasificări pentru, astea sunt folosite iarăși pentru virtual machine networks, respectiv port profiles, clasificări pentru port profiles. Și aici putem specifica ce tipuri de trafic vor fi pe acele VM networks. Și în sfârșit aici se pot configura gateway-uri externe. Asta ar fi un soi de dispozitiv extern, cum ar fi Cisco Nexus 1000, care să facă partea de network virtualization, respectiv să permită tenanților care se conectează remote să se conecteze la rețelele VM network pe care le vom configura în cadrul hosturilor de Hyper-V. În sfârșit, ajungem la zona de storage, unde vedeți că avem informații despre targetul de iSCSI. Chestiile astea, o să intrăm în detalii mâine, este folosit providerul de SMIS pentru iSCSI, pe care l-am instalat, de fapt, pe target server, pe DC1, și cu ajutorul lui pot să văd lunurile care au fost create acolo și chiar pot să creez create logical unit, deci poți să creezi lunuri mai departe. Aici vedeți providerul, deci Microsoft iSCSI Target Provider și pe ce server e instalat. Array-urile care sunt gestionate, în cazul ăsta este DC1 și dacă aș fi avut și file server SMB3.0, le-aș fi găsit aici. Asta ar fi pe zona de fabric, deci în această secțiune pot configura tot ce ține de infrastructură, adică hosturi, networking și storage. În sfârșit mai am și zona de VMs and services, în care pot să văd în primul rând toate mașinile virtuale care rulează pe toate hosturile sau pe fiecare host individual. Avem o secțiune de VM network și o să explicăm mâine. Astea ar fi rețele virtuale pentru mașinile virtuale. Deci o să discutăm mâine ce înseamnă acest lucru. Și partea de clouds, în care putem specifica resurse care să fie alocate diversilor chiriași, tenants. Practic, un cloud are mai multe setări de configurație, printre care resursele
care sunt alocate, de exemplu, dacă poate să aloce mașini virtuale pe oricare host sau numai pe un grup de hosturi, rețele logice, load balancere, virtual IP templates, port classification, storage, tip de storage care va fi disponibil, librării de unde să ia template-uri, capacitate, și asta e foarte important când vreau să limitez resursele care sunt folosite de anumiți chiriași, îi zic, uite, tu ai nevoie numai 10 procesoare virtuale, pe care le poți folosi în orice combinație pentru 5 mașini virtuale. Da? Deci poți să pui oricâte procesoare, dar să nu depășești 10. După care memorie totală pentru toate mașinile virtuale care vor fi create, storage total, la cota am fost generos și nu i-am limitat cota. Deci, astfel încât să nu poată crea oricât, ci numai în aceste limite. Și în sfârșit, foarte important, capability profiles, care se referă la pe ce tipuri de hosturi poate crea mașinile virtuale, presupunând că avem mai multe tipuri. Deci, în cazul ăsta, este clar pentru Hyper-V. Și, pe urmă, dacă intru în zona de library, aici la library pot avea diverse elemente, vedeți discuri VHD, VHDX, diverse componente de aplicații, web deploy, server app V și am în sfârșit tipurile de profile despre care o să discutăm mâine. Respectiv avem un hardware profile care reprezintă template pentru configurația mașinii virtuale, guest OS profile care reprezintă un template pentru sistemul de operare instalat în mașina virtuală. Și cu astea două putem face un VM template, deci cum ar fi Windows Server 2012. Și cu, în felul ăsta să facem deployment automat la mașini virtuale pe baza template-ului. După care mai avem SQL Server Profile, cu ajutorul căruia pot instala SQL, Application Profile, cu care pot instala aplicații web, App V sau DuckPack. Și cu ajutorul ăstora voi putea face template-uri de servicii. Și uitați așa ca și, să zicem, demo, că o să discutăm asta în detaliu mâine. Ăsta ar fi un template de serviciu care are o singură mașină virtuală, care are, are un anumit hardware profile, un anumit guest OS profile, am instalat acolo și SQL, sau instalăm acolo și SQL și mai pot adăuga și alte aplicații și pot de asemenea să-l și scalez. Vedeți aici, la un număr maxim de 5 instanțe, adică când fac deployment la acest serviciu, pot să aleg una până la 5 mașini virtuale care să facă deployment simultan. Despre asta o să discutăm mai mult în detaliu mâine, deci pentru template-uri. Și tot aici mai avem și host profile, care deocamdată nu avem niciunul, dar putem crea ca să facem deployment bare metal pentru hosturi Hyper-V. Avem o secțiune de jobs în care orice task rulăm va fi trecut aici. Vedeți, puteți să vedeți istoricul, ce task-uri s-au întâmplat, cum s-au terminat, deci puteți afla informații de genul ăsta. Și în sfârșit la zona de setări, și asta poate ne interesează acum într-o primă fază, avem setări de general în care puteți să verificați conexiunea la baza de date, unde se află, setări de library, la fel proprietăți, dacă se facă library refresh. Asta înseamnă că eu pot să aduc, să copiez pur și simplu niște template-uri pe file share-ul ăla și el își va da seama în maxim o oră că au apărut niște chestii noi. Dacă nu, mă duc și fac refresh din consolă ca să inițiez un refresh. Remote control, respectiv pot să văd pe ce port se conectează la Hyper-V, v-am zis că e 2179. Și în sfârșit setări de rețea, și asta e o chestie interesantă și o să discutăm și mâine, să creeze automat logical network pe baza ce descoperă pe host și de asemenea să facă automat virtual switches. Asta iarăși o setare despre care o să discutăm mâine. În sfârșit, dacă există, o mașină vrea să se conecteze la o anumită rețea virtuală, să face întâi matching-ul după DNS suffix label și după aia virtual network switch name, ca să verific faptul că mă leg la rețeaua corectă. Ideea este că dacă mută o mașină virtuală de pe un host pe altul, de unde știe mașina aia virtuală la ce rețea să se conecteze. Și astea sunt metodele suportate.
În sfârșit, securitate bazată pe roluri. Ce vroiam să vă arăt este că pot crea acum, de exemplu, self-service user. Avem un rol suplimentar aici, tenant administrator, care practic permite să creez useri externi sau să, mă rog, să dau permisiuni la useri externi care să acceseze self-service portalul. Mai există și un application administrator, în paranteză self-service user, deci s-a schimbat puțin modelul de permisiuni. Diferența este că ăsta acum poate avea acces și la consolă, deci față de versiunile anterioare. La versiunile anterioare, self-service user-ul era putea accesa numai portalul. Acum, pentru că nu mai avem portal, trebuie să-i dăm acces la consolă până punem app controller. Cam asta ar fi ideea. Și o să fac cancel aici. Servicing Windows pot configura ferestre de mentenanță centralizate. La Configuration Providers, vedeți că avem un NLB, Network Load Balancing Provider instalat, care pot să-l folosesc ca să fac load balancing între mașinile virtuale instalate pe hosturi. Aici pot defini conexiunea de performance and resource optimization cu serverul de SCOM, dacă există unul, și aici mai pot instala add-in-uri. Cam asta ar fi un scurt sumar a ce înseamnă partea de consolă din SCVMM. Deci, și mai vreau să vă arăt că avem și taburi separate. De exemplu, dacă sunt pe alt host și fac un overview, ar trebui să-mi arate o trecere, o pagină din asta în care mi-arată sumar pentru toate hosturile. Respectiv, mai avem un tab de compliance, care dacă am vreun baseline setat, în momentul ăsta n-am niciun baseline, mi-ar arăta starea din punct de vedere al patch-urilor de securitate aplicate. Deocamdată nu am server de update și nu am acest lucru. În mod normal voi folosi View Fabric Resources ca să am acces la hosturi și să văd ce mă interesează. Ok, asta a fost o scurtă trecere în revista a consolei. Vom discuta după aia mai mult în detalii la fiecare dintre modulele ulterioare. Și să revenim la prezentare. Câte tipuri de hosturi de virtualizare pot fi gestionate cu SCVMM-ul? 3, respectiv Hyper-V, Xen Server și VMware. O să vedem în prezentarea următoare și ce versiuni. Ce port este folosit de consola de SCVMM? 8100, că asta era acolo. Ok, aici vedeți câteva resurse. Pe TechNet, site-ul dedicat, documentația legată de Virtual Machine Manager. Există blogul blogs.technet.com/scvmm, care este blogul echipei de produs în care sunt tot felul de chestii interesante, și blogul echipei generale System Center, unde sunt despre toate produsele. De fapt, fiecare, e incorrect să le spunem produse, pentru că acum System Center e un singur produs, conform colegilor de la Microsoft, și discutăm despre componente din familia, din produsul System Center. Noi știm că nu e așa, dar trebuie să le facem pe plac. Deci, practic, aici veți vedea informații interesante. E foarte interesant că, cel puțin la SCVMM și nu numai, dar și la SCVMM în particular, cam jumate din informații sunt în documentație și restul de jumătate sunt pe diverse bloguri, în special pe partea de network virtualization. Mai multe înveți din bloguri decât din documentația oficială. Cam asta a fost. Mulțumesc frumos și luăm iarăși o mică pauză.